Doamne ajută tuturor! Binecuvântare și pomenire în rugăciune dintr-un loc minunat din țara noastră, de la Părintele Arsenie Boca, de la Sfântul Pusnic Ioan de la Prislop. Ne aflăm chiar în gura peșterii, voit Părintele uh, Sfântul Ioan de la Prislop, un mare nevoitor de pe aceste meleaguri, care chiar s-a născut în aceste locuri, și iată ce înseamnă viața de rugăciuni. Iată, iată ce înseamnă viața de nevoință. Oameni care de dragul lui Dumnezeu au părăsit lumea, au părăsit rudele, au părăsit prietenii, dar nu i-au părăsit din inimă și din minte, ci au continuat să se roage pentru țară, pentru lume, pentru viața și bună rânduirea oamenilor și s-au retras în aceste locuri pustii din ce cauză ca să vorbească în liniște și în tăcere cu Dumnezeu, din prea multă dragoste față de Dumnezeu, nu, nu au mai dorit aceștia nimic din lume. Au îndrăznit, au avut curajul și nu le-a fost frică să aleagă această cale. Noi, acum, dacă ar fi să ne punem întrebările despre pustie, sau dacă ar fi să ne punem întrebările despre mănăstire. Sau dacă ar fi să ne punem întrebările despre viața duhovnicească sau de retragere, imediat ar interveni în mintea noastră impedimentele. Dar în mintea sfinților, nu a apărut niciun impediment. A fost un lucru natural, firesc, liniștit, binecuvântat, pentru că toată retragerea se face cu binecuvântarea Duhovnicului. Și iată că în această minunată zonă, oamenii au început să se hrănească cu lumina dumnezeiască și cu lumina care izvorăște din creație. Noi nu mai reușim să vedem creația de atâtea betoane. Nu mai reușim să vedem creația de atâta lumină artificială. Dar iată că în aceste locuri, oamenii de sute de ani s-au nevoit, s-au retras ca să poată să fie lumină pentru lume, ca așa ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, în Sfinții Apostoli tuturor creștinilor. Voi sunteți lumina lumii. Și iată acest om strălucește prin fapta lui din această peșteră după sute de ani de la moartea lui. Aici este locul pe care și l o săpat singur în piatră. Aici este locul în care s-a nevoit și a plâns păcatele, s-a rugat la Dumnezeu. Și pentru că este trecut în rândul sfinților, avem credința și nădejdea că se roagă și pentru noi toți păcătoși. Iată icoana Sfântului Ioan de la Preslob. Și iată troparul Sfântului. Iubitorule de nevoință și răvnitorule într cele sfinte, cuvioase Părinte Ioane, părăsit ai cele trecătoare și ai ales pe cele veșnice. Luat ai jucul Hristos în mănăstirea Prislop și în peșteră pusnicească împreună cu ungerii l-ai slăvit pe Dumnezeu. Pentru aceasta nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre. Amin. Și condacul Sfântului. Jugul nevoințelor pe umer, luându lui Hristos, ai urmat prea cuvioase părinte Ioane. În peșteră, nevoindu-te, cu pietrei te-ai împrietenit și, doa, și podoapa pusniciei o ai dobândit. Pentru aceasta, cu cântări, te lăudăm zicând: Bucură-te, sfinte prea cuvioase părinte Ioane, lauda prislopului. Iată ce frumos spune, condacul Sfântului că să prietenești omul până și cu răceala pietrei. Greu ne împrietenim cu răceala sufletească a noastră sau cu răceala sufletească a aproapelui. Suntem foarte reci. Nu emanăm căldură duhovnicească. Ia că Dumnezeu s-a făcut totul pentru toate. Din această peșteră, Sfântul Ioan de la Prislop a înălțat rugăciuni neîncetate pentru sine, pentru lume, pentru mănăstirea de frați care este la un kilometru aici de Și îl rugă și pentru noi să rugăciuni acum din locașurile dreptilor. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să înțelegem ce înseamnă căldura creației. Dacă îl vedem pe Dumnezeu în creație, atunci nimic nu o să ne fie urât. Dar dacă nu l vedem pe Dumnezeu în creație, o să ne plictisim chiar și în cele mai frumoase locuri. Sfântul Ioan de la Prislop nu s-a plictisit nici măcar o clipă în această pește, din cauză că vorbea tot timpul cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi, prin rugăciunile Sfântului Ioan de la Prislop. Amin.